cu Dios și părinți și frați și iubiți credincioși. Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Nu ne putem despărți astăzi fără să spunem câteva cuvinte despre Părintele nostru, despre duhovnicul nostru, despre prietenul nostru, despre omul lui Dumnezeu, Arhimandritul Ghelasie. Astăzi este ziua nașterii sale pe această lume, ziua de 27 mai. Astăzi ar fi împlinit 60 de ani. Dar acum mai bine de un an și jumătate s-a născut în Împărăția lui Dumnezeu. Am cuvinte puține, cuvinte nemeșteșugite. Și puține sunt cuvintele ca să poată acoperi măcar în parte câteva dintre darurile, binecuvântările și harismele cu care a lucrat Părintele nostru viața lui pe pământ. Acum mulți ani, când l-am cunoscut la mănăstirea Lupșa, nu era așa cum îl știți dumneavoastră cu barba albă, părul alb. Era mai tânăr decât noi. Avea 33 de ani. Dar bucuria era aceeași, ca cea pe care ați simțit-o fiecare dintre dumneavoastră când vă mângâia, când vă sfătuia, când vă trăgea la rost. Darul lui Dumnezeu a lucrat din plin. A lucrat la intensitate maximă. Omul sfințește locul. Mi-a rămas frumos un cuvânt din Agatistul Sfântului Ioan Rusul, pe care mult îl avea la Evlavie, Părintele nostru, cuvânt care zice, îl întreba Sfântul Ioan Rusul pe unul dintre cunoscuții lui, oare așa să uită prietenii? Ați venit astăzi ca să nu uitați de Părintele vostru duhovnicesc, de Părintele nostru duhovnicesc. Ne-am adunat astăzi ca să facem o rugăciune pentru Cel ce ne-a primit întotdeauna cu brațele deschise. Și așa ne așteaptă și acum. Știți că spunea de multe ori că ușa de intrare în Împărăția Cerurilor e în formă de cruce și întindea brațele și zicea, așa este poarta raiului. Cred că așa de acum acolo și ne așteaptă pe fiecare dintre noi. Și nu numai că ne așteaptă. Lucrează. Ori de câte ori ne amintim de Sfinția sa și cerem binecuvântarea și rugăciunile. E mare dar să vii la omul Dumnezeu și să aprinzi o lumânare la mormânt. Să zici o rugăciune. Să-i ceri binecuvântare. Știți cum zicea și Părintele Arsenie Boca? Mai mult vă voi putea ajuta. Aceasta o simțim pe pielea noastră. Parcă mai mult, cu mai multă putere, cu mai multă îndrăznire, lucrează Părintele cu obștea mănăstirii, cu copilașii săi, cu toți fiii săi duhovnicești. Se bucura ori de câte ori vă vedea, de fiecare. Aceasta era, să zic așa, lucrarea lui, bucuria lui, averea lui. Așa cum un tată și o mamă se bucură de copii care sunt averea lor,
Așa Părintele nostru se bucura de cei la care putea ajunge la suflet cu cuvânt, cu un gest, cu o rugăciune. Și a lucrat din plin Părintele nostru cu darul lui Dumnezeu. A avut multe începuturi și le-a luat pe toate așa cu nădejde. A început la Mănăstirea Sâmbăta, unde a intrat în viața monahală. A început iarăși la Mănăstirea Lupșa, unde a luat-o de la zero, clădind obște, clădind și ridicând mănăstire. A luat-o iarăși de la zero, la Sibișoara, în 1998, când dintr-un lac de porumb, Părintele a ridicat o mănăstire pe care dumneavoastră o vedeți acum. Ne spunea de multe ori atunci și nouă și celor care veneau cum va arăta mănăstirea. Noi nu vedeam decât dealul acesta cu pădure și pădurea care ne înconjoară, porumbul care creștea de ușchioară. Și Părintele zicea, biserica va fi în mijloc ca o mireasară. De jur împrejur vor fi chilii. Pentru astăzi, pentru călugări. Vor veni mulți și vor veni în pragul acestei mănăstiri. Și parcă nu venea să cred. Pentru că în acele zile, doar din curiozitate deschidea cineva ușa bisericii care e dedesubt aici și cu curiozitate se uita oare ce se întâmplă aici? Și se întâmpla rugăciune. Se întâmpla liturghie. Părintele așa a zis, atâta vreme cât rugăciunea și liturghia nu se va opri, darul lui Dumnezeu nu va înceta să coboare. Nu a încetat nici cât timp Părintele a fost în mijlocul nostru cu trupul. Nu va înceta nici de acum înainte, când în Duh ne va cărmui pe fiecare dintre noi. Inimile noastre, gândurile noastre, pașii noștri. Să veniți cu drag. Vedeți, ne bucuram cu Părintele când ajungeam pe urmele Mântuitorului. Pe unde a călcat Iisus, pe Via Dolorosa, prin locurile binecuvântate din Țara Sfântă și cu mare bucurie ne spunea de multe ori că aici a trecut Mântuitorul, să lăsați urma, mâini, urma piciorului, locul răstignirii. Eu mă gândesc că și de acum înainte venim la casa lui Dumnezeu. Venim la sălașul Domnului lui Dumnezeu, venim la mormântul Părintelui, cu diferite ocazii. Și când e ziua de naștere pe Pământ, și când e ziua de naștere în Împărăția lui Dumnezeu. Și nu numai atât, de câte ori putem. Pentru că Părintele asta a făcut. Ne-a legat de rânduială, ne-a legat de rugăciune, ne-a legat de potire. Și cât timp potirul șade în mijlocul nostru, adică Hristos șade în mijlocul nostru, avem nădejde mare. Vă mulțumim că ați ajuns și astăzi la Sfânta Mănăstire, că v-ați rugat împreună cu noi, că l-ați bucurat pe Părintele nostru. Vă rugăm de acum să veniți la anafură, iar după aia să ieșim cu toții la Mănăstirea Părintele. Să cântăm o priceasnă din asta de înviere care îi plăcea atât de bine. Și să vă mimim. Da. Să fiți binecuvântați.